Bună ziua, stimați prieteni! Vă salut la cea de-a 27-a ediție a analizelor economice, un proiect comun IDIS Viitor și Privesc EU. Celelalte 26 de analize le puteți vedea pe paginile noastre, fie Privesc EU, fie IDIS Viitor, sau pe pagina mea, ioniță.md, dați la rubrica analize economic și acolo găsiți toate. Astăzi aș vrea să vorbim despre cursul valutar. Este un subiect care noi cumva nu l-am discutat în acest an, am vorbit despre piața valutară, ce se întâmplă pe piața valutară, dar mai puțin despre cursul valutar. De ce am hotărât să ne întoarcem astăzi la acest subiect? Din cauza că în ultima lună sau în ultimele 5 săptămâni, noi am asistat la două procese diametral opuse. Primele 3 săptămâni am avut o apreciere destul de puternică, chiar aș spune așa, cea mai mare din acest an, ceea ce a creat o mică, să zicem așa, agitație pe piață, oamenii se întrebau ce se întâmplă, iar acum suntem deja în două săptămâni când leu din contra înregistrează o depreciere. Acum, calm, liniștit, haideți să vorbim ce se întâmplă, de fapt, ce e cu piața valutară. Pentru a înțelege mai bine acest fenomen, pentru a ne da seama ce se întâmplă cu leu moldovenesc sau dacă se întâmplă în general ceva cu el, eu utilizez un indicator pe care l-am elaborat acum 2 ani de zile deja, se numește IVM10 sau Indicele Valutar Moldova 10. Ce înseamnă lucrul acesta? De regulă, eu sau dumneavoastră, când mergem la un schimb valutar sau când urmărim cursul valutar, ne uităm de regulă la leu față de dolar și la leu față de euro. Aceste două valute, într-adevăr, sunt valutele de bază, sunt partenerii noștri de bază. Marea majoritate a banilor pe care noi îi primim sau pe care noi îi cheltuim este în euro sau în dolari. Totuși, în opinia mea, cursul valutar este ceva mai complex dintre acestea două valute și atunci este important să vedem cum se comportă leul moldovenesc în comparație cu alte valute și am ales 10 valute care reprezintă marea majoritate a partenerilor noștri comerciali sau 10 valute cu care noi avem cele mai mari relații economice. Aici între evident zona euro, rubla rusească, leu românesc, zlotul polonez și fiecare valută am atribuit o anumită pondere, independență de puterea lor din coșul valutar. Am creat un coș valutar virtual care odată la 3 ani de zile îi modific structura lui, independență de evoluțiile care au loc în comerțul nostru extern, remitențele care le primim și relațiile noastre cu acești parteneri de bază. Acest coș valutar ne permite să vedem cum se evoluează leu în general, mai mult cu atât ne permite să facem și anumite concluzii care și le vom face astăzi și veți vedea că de fapt nu se întâmplă absolut nimic pe piața valutară, dar de multe ori pe noi ne creează un mic stres care, vă rog, mulți nu dați atenție mare la acest stres, deoarece în opinia mea leul moldovenesc are un comportament destul de adecvat, calm, liniștit și lucrul acesta îl voi demonstra astăzi. Ce a fost săptămâna aceasta, ce a fost săptămâna trecută, ce ne așteaptă în viitor apropiat și în general ce se întâmplă cu leul moldovenesc. Haideți să ne uităm la primul indicator, deci evoluția leului moldovenesc față de coșul valutar IVM10. Încă o dată am repetat, acestea sunt valutele cele mai importante valute. Într-adevăr, dacă observați atent din grafic, noi în ultima lună sau începând cu sfârșitul septembrie sau a 5-a săptămână din septembrie, noi am avut o apreciere stabilă a leului față de toate aceste valute. El s-a apreciat față de valutele de bază până la 2,7% comparativ cu începutul anului. Acum deja suntem la două săptămâni consecutiv când leul înregistrează o depreciere și practic ajungem la începutul anului trecut. De fapt, ce s-a întâmplat cu leul moldovenesc în acest an? După cum voi mai demonstra și mai târziu, leul moldovenesc în acest an a avut o evoluție stabilă, nu s-a modificat absolut deloc. Practic, în ultimele săptămâni sau ultimele două luni de zile avem anumite fluctuații, iar în opinia mea profundă, eu consider că leul moldovenesc în acest an are un comportament ca ecou la ceea ce s-a întâmplat anul trecut. De fapt, ceea ce avem astăzi cu leu moldovenesc este rezultatul fenomenelor de anul trecut. Ce am avut anul trecut? Dacă noi ne-am uitat doar la euro și dolar, vom înțelege prea puțin. Dacă ne uităm la coșul valutar complex, atunci nouă ne creează o imagine foarte clară ce a fost cu leu moldovenesc și liniștit noi urmărim acest fenomen. Ce am avut noi anul trecut? Anul trecut, pe plan global, pentru nimeni nu este secret, am avut o criză globală și anul trecut valutele globale au avut două comportamente diametral opuse. Eu nu voi explica din ce cauză s-a întâmplat acest lucru, poate doar tangențial, dar fapt este cert.
Deci, valutele din zona euro sau valute din Uniunea Europeană sau valutele din economia Uniunii Europene anul trecut s-au apreciat foarte puternic în comparație cu dolarul american. Deci, euro, leu românesc, zlotul, valuta Cehiei s-au apreciat relativ puternic față de dolarul american. Altfel spus, mai corect să spune că dolarul american s-a depreciat față de aceste valute. Asta pe de o parte. Pe de altă parte, valutele țărilor în curs de dezvoltare, valutele țărilor mai slabe, valutele țărilor din regiuni, cum ar fi Turcia, Belarus, Ucraina, Rusia, s-au depreciat la cel mai mare nivel din ultimii 12 ani. Deci avem două situații diametral opus. Pe de o parte, un număr de valute se apreciază puternic față de dolarul american, iar alte valute, din contră, se depreciază foarte puternic. Ce face leu moldovenesc? Leu moldovenesc, anul trecut, a avut o tendință clară de apreciere față de dolarul american. Din ce cauză s-a întâmplat lucrurile? Nu că a dorit Banca Națională. A fost pentru prima dată această criză, eu am mai spus acest lucru, dar trebuie să repetăm, am avut pentru prima dată în istoria crizelor care au avut loc în Republica Moldova o situație atipică. Datorită faptului că a fost pandemie, datorită faptului că s-a închis hotarul, datorită faptului că au căzut prețurile la resurse energetice, noi am economisit valută. Dacă noi cheltuiam pentru importul de resurse energetice până la 1,2 miliarde de dolari, anul precedent am cheltuit 900 de milioane de dolari, în anul 2020 am cheltuit mai puțin de 600 de milioane. Deci noi am economisit cel puțin 300 de milioane de dolari din simplu motiv că s-au ieftinit resursele energetice. Ceea ce pentru Rusia a fost o criză când a intrat valută în țară și a depreciat rubla lor, pentru noi, din contră, a fost un beneficiu că noi n-ar trebui să cheltuim valută. Asta e legat de energetică. Doi, nu este secret și despre aceasta vom vorbi în emisiunea viitoare, Republica Moldova, pe segmentul turismului, ar părea straniu ce are turismul tot aceasta, are un impact enorm. Deoarece la noi numărul de turiști care pleacă peste hotare este enorm de mare comparativ cu cei care vin peste hotare în Moldova. Anual noi estimăm că undeva vreo 700.000 de cetățeni în Moldova pleacă undeva la odihnă peste hotare, jumătate pleacă oficial, jumătate pleacă neoficial. Acești oameni scot din țară undeva la nivel de 600-800 de milioane de dolari. Anul trecut au fost nevoie să stea acasă și ei n-au cheltuit acești bani. Deci tot acest surplus de bani a rămas piața valutară și noi am asistat în prima jumătate a anului la o apreciere puternică a leului moldovenesc. În a doua jumătate a anului s-a întâmplat un proces invers, din ce cauză că Banca Națională, inclusiv sub presiunea publică, și Banca Națională este independentă, dar se află într-un sistem economic, ia vede ce se întâmplă cu agenții economici, cu economia, și văzând că inflația este destul de muncă, mică, Banca Națională a intervenit pe piața valutară și a cumpărat un volum record de valută, aproape 300 de milioane, mai târziu voi da cifra de valută, pentru a deprecia ușor leul. Deci asta a fost contextul anului trecut. În acest an, noi avem ecoul anului trecut și este legat de aceea că valutele puternice s-au depreciat ușor față de dolar. Deci dacă euro anul trecut s-a apreciat cel mai mult față de dolar comparativ cu 3 ani, acum are loc o depreciere, iar valutele slabe, care anul trecut s-au depreciat cel mai mult, din contră în acest an se apreciază, se întăresc, vorbim de grivna ucraineană, de rubla rusească, cu excepția lirii turcești, care și anul trecut s-a depreciat și anul acesta se depreciază. În acest context, leul nostru fiind o valută micuță, noi ne-am străduit să fim așa, să jucăm între toate aceste valute, să ne apărăm interesele noastre, având mici intervenții anul trecut și mici intervenții anul acesta. Deci tot ce avem noi în acest an, avem de fapt o stabilitate, iar dacă ne uităm pe un grafic mai dinamic, mai pe un termen lung, am dat următorul grafic, evoluția indicilor IVM10, atunci veți vedea că de fapt astăzi leul comparativ cu coșul valutar față de anul trecut este aproape la același nivel. Deci am avut în 2 ani de zile oscilații, apreciere puternică a leului, depreciere a leului, acum o apreciere și o depreciere, iar pe final, în 2 ani de zile, de unde ne-am pornit acolo și am ajuns. Deci ce vă spun lucrul acesta? Deoarece, practic, cu valuta noastră nu se întâmplă nimic. Uitați-vă, evident că noi cel mai tare ne interesează totuși două valute. Pentru a decupa acest lucru, am luat doar două valute și în graficul 3 vedeți cum a evoluat leul moldovenesc față de acestea două valute. Și dacă observați atent, leul moldovenesc s-a apreciat față de euro și dolar cu 3,4%, acum s-a depreciat până la 2,3%. Deci leul este cumva mai puternic față de acestea valutele de bază, euro și dolarul, și toată deprecierea care o avem acum, de fapt, este determinată de valute regionale și nu este atâta depreciere cât valutele regionale, fie Federația Rusă, fie Ucrainei, își revin după căderea de anul trecut.
simplu spus, Leo Mărănescu de stătea acolo și stă și tot ce se întâmplă, de fapt, fluctuează pe plan internațional. Pot să spun aici foarte clar că Leo Moldovenescu în acest an, de fapt, este mai mult influențat de factori externe decât de factori interne, de evoluțiile valutelor de bază a partenerilor noștri comparativ cu dolarul. Deci toate mișcările leului, dacă ne uităm atent, leul față de dolar practic este stabil. Toate mișcările care au loc aprecierea, deprecierea valutelor puternici care anul trecut s-au întărit față de dolar, anul acesta se depreciază față de dolar și valutele slabe care anul trecut s-au depreciat, iar anul acesta se apreciază. De fapt, toată joaca se întâmplă pe plan extern, pe plan intern este o mică influență în ultimele două luni de zile, care tot sunt ecoul anului trecut și despre aceasta vei vorbi mai departe. Ce s-a întâmplat cu evoluția? Dacă ne uităm foarte atent, în săptămâna aceasta, vorbim de săptămâna 25-31 octombrie, de ce doar până în 31 octombrie, astăzi suntem în doar 29, din simplu motiv cursul valutar din ultima zi se reflectă și în următoarele zile. Deci noi vom avea un curs nou doar în ziua de luni. Dacă ne uităm atent, leu moldovenesc în această săptămână s-a depreciat practic de față de toate valutele, cu excepția lirii turcești. De la începutul anului, leu moldovenesc, după cum am spus și foarte clar îl vedeți, leu moldovenesc s-a depreciat față de valutele care anul trecut au avut probleme și s-au depreciat mult și de fapt nu atât leu s-a depreciat cât aceste valute s-au întărit înapoi față de dolar și din contră leu moldovenesc s-a apreciat, a devenit mai puternic față de valutele care anul trecut el s-a depreciat. Deci leu practic a stat stabil și doar celelalte valutele care au jucat plan internațional, ele s-au întărit, s-au depreciat și de ce noi avem această schimbație de mare fluctuație, dar în realitate nu există așa ceva. Pentru a vă arăta acest lucru, pentru a demonstra că leu moldovenesc de fapt este stabil, am luat două valute, euro și dolarul, că despre acestea noi vorbim, și le-am luat evoluția lor pe ultimii 10 ani de zile, la începutul anului. Uitați-vă atent în grafic și după aceasta uitați-vă la primul grafic și apoi vă da doilea grafic cu mult mai clar. Dacă vă uitați atent, în acest grafic avem cursul dolarului jos și cursul eurului sus. Am să rog colegul să dai următorul grafic, deoarece dacă vă uitați atent, veți vedea că noi am avut fluctuație până în 2017, iar din 2018, în ultimii 5 ani de zile, situația este următoare. Dacă observați, la începutul anului, și v-am dat în acest an, ultima săptămână, dolarul sau leu moldovenesc față de dolar a avut un curs stabil. În 2018, 17.09, 17.16, 17.20, 17.20 și acum 17.37. De fapt, leu moldovenesc timp de 5 ani de zile a oscilat față de dolar, s-a ridicat, s-a depreciat, iar pe final suntem practic la același curs. Unica ce s-a întâmplat, unica senzație care o avem noi de fluctuații pe piața valutară, de fapt, este fluctuația dintre euro și dolar. Deci, a doilea grafic, unde avem că euro, anul trecut, anul acesta, noi l-am început la 21 de lei și 12 bani pentru un euro. Anul trecut l-am început cu 19,24, deci vedem o creștere de aproape 2 lei pentru un euro. Nu este legat de deprecierea leului față de euro, cât de deprecierea dolarului față de euro. Leul nostru a stat, practic, lipit timp de 5 ani de zi de dolar și tot ce s-a întâmplat cu piața noastră valutară a fost fluctuațiile celorlalte valute față de dolar sau fluctuația dolarului față de euro. Eu utilizez un indicator care se numește oscilațiile valutare. Deci ce înseamnă oscilație valutară? Eu mi-i spun și stresul valutar. Deci este fluctuația zilnică a leului față de dolar. Am luat dolarul deoarece dacă ați observat leul față de dolar este și atunci când fluctuația este foarte mare, indiferent dacă leul se apreciază sau depreciază, eu de fiecare dată îmi dau seama că ceva se întâmplă atunci când zilnic ești sunat de ziarist și domnul ești pe piața valutară, asta înseamnă că leu sau se apreciază sau se depreciază. Cât n-ar fi de straniu, dar prin cetățenii noștri este același stres. Când leu devine puternic, cetățenii noștri se stresează, când leu devine slab, toți stresează. De fapt, o piață valutară stabilă este atunci când nu există fluctuații foarte mari. Dacă ne uităm atent, media lunară a fluctuațiilor valutare în acest an este de 3,2%. Ceea ce este la un nivel, de fapt, destul de liniștit. Anul trecut am avut un an mai zbucimat, în mod special în prima jumătate a anului, ceea ce ne-a dat o medie de 4,7%. Nu mai amintesc de anul 2015, când am avut o medie de 11,5%. Știți toate deprecierile leului moldovenesc în prima săptămână, primele luni ale anului și toate lucrurile acestea. Deci aceste șocuri valutare noi le-am simțit. Totuși, după cum am spus, și rămân a afirma,
Cele mai mari modificări ale cursului valutar din acest an sunt ecoul anului trecut și, de fapt, leu moldovenesc are un comportament stabil, dar tot ce se întâmplă, se întâmplă pe plan extern, unde valutele puternice anul trecut s-au apreciat, anul acesta se depreciază ușor față de dolar, iar valutele slabe, din contră, anul trecut s-au depreciat puternic, anul acesta se apreciază slab față de dolar. Totuși, nu ar fi corect să ne oprim aici, există și un factor intern, care este tot ecoul anul trecut. În acest an, noi avem, de fapt, în ultimele luni, asistăm la o creștere a deficitului de valută pe piața internă, însă acest deficit este nesemnificativ, Banca Națională intervine foarte slab, deoarece consideră că nu este necesar de intervenit, și este ecoul anul trecut. Noi avem anul acesta un împrumut fără precedent de sistemul bancar și știți că în Republica Moldova, atunci când se împrumută banii, din păcate, aceasta nu generează producție în Moldova, dar generează consum, iar acest consum generează importurile și respectiv s-au luat credite, creditele au intrat pe piața valutară, au creat un deficit de valută, valuta asta pleacă peste hotare, vine înapoi bunurile. Deci această creștere de consum a populației ne determină totuși o creștere a cererii de valută. Însă, totodată, vreau să menționez că în acest an cred că vom avea câteva recorduri. Primul este legat cu remitențele. Dacă ne uităm atent, în primele 9 luni ale anului, noi avem deja intrat în țară 1 miliard și 200 de milioane de dolari. Această sumă este similară cu ceea ce a intrat până în 2019 pe parcursul întreg an. Deci avem până în 2 ani când sumele au fost mai mari, asta 2008 și 2014. Cel mai probabil noi în acest an e posibil să batem recordul absolut, să avem mai mult de 1,7 miliarde de dolari, dar până ce avem 1 miliard și 200, deci banii intră destul de puternic în țara noastră. A doilea element și mai important este legat de faptul că în acest an noi deja cu certitudine vom avea un record absolut la volumul de valută vândut de cetățenii noștri. În luna august, că avem date pentru luna august, în valoare anuală, deci pentru ultimii 12 luni, în luna august noi am ajuns deja că cetățenii noștri au vândut în 12 luni 4,1 miliarde de dolari. Este un record absolut, precedent, un record a fost în 2013 când s-au vândut 4 miliarde de dolari. Totodată, în acest an avem și o creștere a cererii de valută din partea cetățenilor de 1,4 miliarde de dolari, respectiv vânzările nete de valută sunt la nivel de 2,6 miliarde de dolari. Chiar dacă s-a vândut cel mai multă valută, totuși din cauza cererii din partea cetățenilor noștri, noi în acest an vom avea o vânzare netă de valută cel mai probabil recordul din 2013, deci doar în 2013 s-a vândut mai mult, dar oricum este o vânzare foarte puternică de valută pe piața valutară. Deci această vânzare de valută, deci remitențele care vin și plus vânzările masive de valută, deci cetățenii noștri vând valută, în opinia mea, în acest an, creșterea consumului fără precedent, despre aceasta am vorbit în podcastul precedent, creșterea fără precedent al consumului este mânată de câțiva factori, inclusiv împrumuturile care creează un deficit pe piața valutară, dar și economiile de anul trecut, deci oamenii economiilor, inclusiv în valută, le scot acum pe piață și avem o ofertă de valută fără precedent. Deci acestea 4,1 miliarde de dolari pe care oamenii au scos pe piață, o parte sunt banii care au venit de piscotare, o parte sunt economiile oamenilor noștri care acum mai scot pe piață. Însă, dacă ne uităm la oferta și cererea de valută, noi vom vedea că în acest an este unul din puțini ani când cererea până când este mai mare ca oferta. Chiar dacă anul acesta asistăm la cea mai mare ofertă de valută din ultimii 8 ani de zile, deja avem 2,7, aproape 2,8 miliarde de dolari oferta netă în valoare anuală, totuși, 2,6 miliarde, totuși cererea este cu mult mai mare și această cerere, după cum am spus, este dictată de consumul populației alimentat de credite. Deci oamenii au luat credite, creditele sunt în lei, iar consumul este în valută. Și ultimul grafic, care ne arată că de fapt situația este stabilă, intervenția băncii naționale. Deci anul trecut, în anul 2020, Banca Națională a fost nevoită să procure 232 de milioane de dolari pentru a nu a permite ca leul nostru să întărească. Deci 232 de milioane de dolari. De fapt, Banca Națională anul trecut a avut o intervenție foarte puternică pe piața valutară. În acest an, Banca Națională, până acest moment, a vândut doar 31 de milioane de dolari pentru a nu permite o depreciere mai rapidă a leului sau o fluctuație mare. Deci, practic, Banca Națională consideră că nu este necesar de intervenit pe piața valutară. Concluzia este următoare. Leul moldovenesc, cu micile fluctuații care le-a avut în acest an, în special în ultimele 5 săptămâni,
3 săptămâni de apreciere puternic și acum 2 săptămâni de depreciere, totuși în linii mari are un comportament stabil. Leul nostru comparativ cu dolarul american în 5 ani de zile suntem la același nivel, iar toate fluctuațiile care le-a registrat anul trecut și în acest an, în cea mai mare parte sunt determinate de criza mondială și de fluctuațiile pe plan extern. Iar leul moldovenesc în această valuri enorme, unele valute se depreciază, unele se apreciază, a încercat să aibă un comportament calm, într-așa o manieră încât, pe de o parte, să nu afectăm foarte mult agenții economici cu un leu puternic, iar pe de altă parte, să nu afectăm populația cu inflație în cazul unui leu slab. De aceea, Banca Națională încearcă să țină echilibru cumva interesele agenților economici și populația. Acest echilibru înseamnă că leu moldovenesc va vibra întotdeauna cu ușoare tendințe de apreciere și cu ușoare tendințe de depreciere, iar vă va da ultimul sfat. Atunci când vedeți că leu brusc se duce în sus sau când leu brusc se duce în jos față de anumită valută, luați-vă răbdare pentru 3 săptămâni, deoarece peste 3 săptămâni situația va reveni la momentul până la, să zicem așa, caruselul care se duce în sus sau în jos. Asta o demonstrează de așa evoluția din minimul 5 ani de zile. Până aici, ceea ce am vrut să vă spun astăzi, ne revenim data viitoare cu un alt subiect de interes public.